Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod aici cu Newcastle. Continuăm, desigur, prada asta de transferuri după ce am făcut aici un transfer, zic eu, de mare viitor, Greenwood acolo frumos în atac și, desigur, plănuim încă câteva transferuri de marcă. Haideți să vedem dacă mai reușim, desigur, să și vindem câțiva jucători, aia mi-ar place foarte mult și, desigur, să vedem ce o să putem șmecheri pe aici. Vine ofertă pentru Elliot, nici nu refuz, nici nu negociez, direct accept. Chiar dacă este sub prețul lui de piață, la 33 de ani, chestii triste, vreau să mă scap de el. Permanent, sigur, cu portare ne avem foarte bine, îl avem pe Dubravka, îl avem pe Bijlow, care desigur este aici la training. Și hai să vedem aici dacă ne descurcăm cu un Simile vs. Norwich. Risc aici, mai ales după eșecul cu Arsenal, dar hai să vedem. Da, perfect. 3-1, culmea dă gol Richie, LB-ul nostru, care practic este un LVB, deci este mai ofensiv. Și Saint-Maximin acolo foarte bine dă și el un gol. Blană. Stați un pic să mă mai uit peste echipă. Jellington va schimba locuri cu Greenwood și totodată stați că să văd să-l pun și pe Sergeant și pe Sergeant acolo să evolueze. Poate îl scop pe Saint-Maximin, numai să mai fac puțin acolo pe finishing. Longstaff, amândoi frații Longstaff, sigur ar mai trebui să mai stea, să mai evolueze. Mai ales ăsta juniorul de la 69 la 70 are mult de lucru. O să trească să-l pun și pe Sergeant acolo, nu-i bai. No, bun. Azi vedem, vine ofertă pentru Dubravka care o să dau direct reject, nu vreau să-l vând, cel puțin nu acum, mai încolo vedem, noi o să negociem, mai ales după un sezon, cred și sper că o să-i și crească cota, din nou acceptăm aici oferta asta fără să negociem, foarte bine, hai să vedem, deci mergem din nou pe transfer, să vedem aici așa, dacă găsim cea șmecher pe cam, eu zic așa, acolo îmi trebuie ceva interesant. Să stai să vedem pe jucătorul ăștia de râv, nu m-am uitat așa în detaliu la ei. Deci ar fi Hulk, care cred că o să cum se expire contractul de atunci, cred că o să fie prea târziu. Ar fi Nelson, interesant că e și așa tânăr, de naționalitate britanică. Doku, e evoluat foarte interesant, chiar și în realitate este cotat foarte bine. Așa ca și pe viitor, dar când te uiți câteodată pe el, mai degrabă încât un cărimă din Liga României l-aș vedea acolo unde să aibă loc și timp să evolueze ca lumea. Marius așa, ia uite, Antal ar fi fost interesant, dar a fost împrumutat la Atletico Mineiro, interesant loan-ul. Ia uite, asta se înțelege ceva acolo cu Marseille. Bă, ne tot l-aș putea lua, dar nu mă stresez așa tare. Să vedem ce se mai întâmplă aici. Gareth Bale ar fi forced haios, dar oricum poate că o să-l cumpăr, dar vedem noi un pic mai acolo. Adama Traore, bro, ce tare ar fi ăsta. Ce mișto ar fi ăsta și atunci Almiron ar fi camul nostru și aș putea lua pe Adama Traore acolo. Hehe, ar fi funny. Bun. Hai să zicem, este o variantă. Bun, Rashica, Jao Felix e scump, King, am jucat cu King de câteva ori acolo pe camă, foarte bun jucătorul. Fonden ar fi iarăși interesant, dacă aș putea să mă înțeleg la bani. Așa, Daniel mai arăși, dar bine, a fost transferat. Ia, belgeanul ăsta, Yari Verschaeren. Jesus Christ, ce nume! Asta este. Bun, Müller, așa, băiatul ăsta? Scontrinart, ok. Ozil, da mă, glumeam eu cu Lingard, bro, Lingard. Ce mișto ar fi Lingard. Deci acum că ștenați căutea, să ne tăpe să stea aceea reaccelerație. Stamina, nu prea are strength. Dar mă rog, are agility, 8-6. Și aici ăștia așa, cu minte, echilibrat. Bă, ce, într-un fel ar fi și haios și așa ca și un fel de, să-i zic, troll, ar fi foarte tare. Sau l-aș putea lua pe Jack Grealish, știu că e o pronunțare aici, Grealish, dar mă rog, care, culmea, dar este foarte, foarte căutat și scouterit în realitate de către United. United parcă vrea cu orice preț să-l cumpere pe omul ăsta de la Aston Villa
Și să știi că înțeleg, în sensul în care omul pare destul de interesant, are așa o viteză corectă, pentru că amăia joacă și LV, și CM, și CAM. Deci este pe mai multe poziții, de multe ori îl vezi jucând CM și LV, CAM, pardon. Ea are un pic de finishing, are dribbling, ball control. Da, da, la un preț corect aș zice și eu că e interesant. Bun, avem doi jucători, să zic așa, care parcă i-aș cumpăra. Hai să vedem Sesenio recently joined, parcă ăsta tot timpul îi scrie recently joined, chiar dacă cred că e deja de un an, doi la echipa aia. Dabu, ieftin și bun, Lukaku, Saka, ce așa ieftin și Saka? Mâna, într-adevăr, trebuie să le vulez, dar ieftin. Sabons la iarăși, parcă a mai scăzut puțin prețul. Ungurul Sabonslai. Ar fi fun, ar fi mișto să-l cumpăr. Ok, așa, mai avem un american acolo, Puig, așa, sau nu. Nu vreau să mă grăbesc, știi, de asta vreau să mă uit încă o dată peste toți jucătorii, să-mi fac așa o idee completă. Gibbs White de la Wolverhampton, e cam mult de evoluat. Gilmore iarăși cred că e foarte mult de evoluat. McTominay, s-a transferat McTominay, deci transfer, nu loan, la Beşiktaş? What? Serios? McTominay s-a transferat la Beşiktaş? Ce dracu, are mentalitate de român McTominay, s-a dus la Beşiktaş. Așa de nicăieri, bă, a făcut transferul. Unde? La Beşiktaş. What? No, bun, hai să revenim după ce m-am scos din de pe server, să zic așa, transferul acesta. Revenim la oile noastre, la transferurile noastre. Ar fi interesant și Sabonslai, ar fi chiar interesant, dar parcă nu l-aș vedea neapărat să se ducă în lega asta, Premier League. Sabonslai, culmea, are câteva oferte sau, mă rog, cel puțin este un interes, culmea, de la AC Milan pentru el. Parcă aș fi pus eu o vorbă bună pentru el, dar l-aș vedea la Milan, de ce nu? O echipă de asta care se află într-o poziție grea, are nevoie de anumit jucători, l-aș juca pe Sabonslai și cine știe, poate ne-am trezit cu el că e treabă bună, știi? Hai să facem multe oferte. Facem oferte pentru Grealish și facem oferte și pentru ceilalți, de exemplu Lingard, Lord Lingard. Multe, multe, multe meme-uri legate de acest jucător și, da, nici nu cred că trebuie să spunem de ce, e chiar funny. Ia să vedem. Ok, aveți de alți jucători nevoie. Hai că vă ofer și pe ăsta. Oferim, de ce nu, câțiva jucători la schimb. Dacă ne iese schema, șpilul, nu văd de ce nu. Saviet, nu aveți nevoie nici de Saviet. Na, frații Longstaff nu vreau să-i dau că sunt destul de buni. Other position, ce-ați avea nevoie de wingeri? Nu vă dau wingeri. Apărători, ăștia bătrâni, dă-l încolo. Transfer fi. Hai să începem cu 20 de milioane. 26, așa la 10%, mult, totuși să dau 20 și ceva de milioane pe jucătorul ăsta, nu știu ce să zic. 28.300, da, e un pic mult, n-aș zice nu, dacă aș fi cu altă echipă, de exemplu, poate că United și chiar se speculează de acest transfer. Stai un pic, o acceptat. 22 de milioane, stai un pic. Bă, ăștia vreau 28, 29, 30. Și așa, subit dintr-o dată mi-au acceptat 22 de milioane. E dubios. De ce au acceptat? Ok. Da, bun, deci avem un transfer pus acolo, așa să zic. Și avea și pe Lingard. Da, mai degrabă dau pace sau lăsă leau pe ăsta, altă dată. Nu, hai că sunt curios de tipul ăsta. Să-l testez și în FIFA, să vedem așa cum e, un transfer fresh, un transfer nou. Ar putea fi și capitanul nostru, că am văzut acolo și că are și trait de la de leadership, deci s-ar potrivi. Așa, foarte bine, let's carry on.
Bla bla bla, release clause accept, foarte bine. Mai departe, am cât se oferă eu salariu? 50. Și la semnătură ia taică 500.000 de euro. That's an fair offer, perfect. I-am mai redus din salariu, nu cu mult, dar n-am vrut să risc. Și l-am dat acolo la semnătură. Classic. Perfect, perfect, perfect. Deci am redus un pic salariul, ceea ce este super bine pentru noi. Și acum avem un QAM de mare, 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 mare calitate. Uite așa, punem acolo și totodată prin... Desigur, prin aceste momente, desigur, m-am uitat și totuși o să-mi trească un QAM ca lumea, care știu și o să aibă pe iscă și ăsta, Clark, dar și Fernandez, amândoi sunt varză din perspectiva vitezei și atunci eu nu am aproape nicio rezervă ca lumea de apărător, că na, nu se știe niciodată, se accentează jucător și pe ce te face. Hai să vedem din nou acum... De asta eu am pus la vânzare, nu? Clark și Fernandez. Astea să revină aici pe Squad Hub. Să vedem, deci. Fernandez transfer listed, Clark transfer listed. Ok, deci pe amândoi am pus transfer listed. Hai să revenim din nou la Transfer Hub, să vedem aici o idee. Uite așa. Uite ce repede am ajuns. Deci, CB. Jucătorii noștri de CB. Hai să revedem. Deci, începem cu Langley, care e groznic de scump. Ăsta scump, scump, scump. Recent... This player is a general move again. Ok. Achie 20 de milioane. Killer-uri de Socrates, numai că ăsta se involeze grav. Nu are rost. Vertonghen nici n-are pești. Plus, cred că expiră contract, deja aș putea lua gratis. Eric Garcia, într-adevăr, ar fi un jucător așa de la care chiar evoluează. Dar nu știu ce să zic. Akanji ar fi super epic, dar ăsta am zis că ar fi bun de titular. White. Nu mere. Poate ar fi fost o idee, de exemplu, să caut un jucător de ăsta ce evoluează, știi? Un de ăsta, să caut pe site, știi? Un jucător de ăsta care are prospect mare de evoluare. Da, hai că asta cred că voi face. Ce buget avem? Cam 16 milioane. Hai să căutăm unul care evoluează. Așa, deci am pus jucătorii care am văzut acolo că au potențial de evoluare, am pus la scout, aștept totuși să fie scoutul terminat, pregătit, știi cum zic, că fără e cam greu, știi, te pui să ghicești ce salariu vrea, cum vrea, cât vrea, n-are rost. Așa mai degrabă stăm câteva zile acolo până să se termine scoutul. Ia uite, deja s-a terminat unul din... intră Sean, da, unul dintre jucători care mi-au pus pe scout a fost Tomori, voi că a venit unul cu scout acolo. Haideți că ne vom uita care este schema, dar mai întâi desigur să vedem aici că am primit și câteva oferte de transfer. Din nou o ofertă pentru Richie, care am zis că nu știu în momentul actual dacă l-aș vinde. Desigur, eu totu-i de vânzare într-un fel la echipa asta, dacă îmi dai un preț corect, eu îl vând, să zic așa. Dar, desigur, acel preț greu o să vină unul să zică, da, hai că-l cumpăr. Ei, 1.600.000, bă, s-ar putea să ne înțelegem cu băieții ăștia. Da, 1.600.000, hai. Da, ia uite, ne-am înțeles. 2.600.000. Da, stai să vezi că acum stai să-mi caut un jucător pe LB. Ce chestie. No, bun, vine din nou o ofertă pentru Gibson. Am acceptat data trecută și oferta celor de la Kindia, dar din păcate jucătorul n-a vrut să meargă acolo sau nu s-a înțeles la salariu, asta nu știu. Ai, o să fie un meci aici cu tot, am vrut să joc acest meci, dar în momentul de față nu știu dacă mai am respectiv timp. Stai un pic să vedem așa, captaincy. Leadership, lacking leadership trait. Da, într-adevăr, trebuie să dau ăla de capitan la Grealish, dar într-adevăr, ia uite că n-am făcut faza asta. Stai, fuck, zici că-ți pierdut câteodată în gânduri. Roll, așa, Grealish, Richie, la lovitură libere, nici nu știu, Richie să rămână.
FK Accuracy are cam slab 65. Ăsta are mai mult Longstaff. Suntem cu Longstaff, Long Throw aici îmi trebuie și Shot Power. Și Soko! Și penaltiuri, da, Fabian Scar. Bun. Oricum, le mai editez eu de acolo, nu-i stres asta. Na bun, deci din păcate meciul lăs pe data viitoare, că cum am puțin mă și grăbesc, cred că mă expiră timpul. Revenim așadar la shortlist, să vedem desigur cât s-au făcut din acele scouturi. Deci, unul dintre ei este tipul ăsta care a recently joined One Move Again. Asta e foarte mare potențial, 85-86 potențial are belgianul. Foarte interesant jucătorul. Cum Bela iarăși, 85-86 potențial, dar din păcate a fost împrumutat la echipa asta din Franța, cred că e Angers, după logo. Așa, să vedem ce am mai pus eu aici. Așa, ar fi Gomez, dar e scump ca dracu. Vertonghen, Sanchez, nu, Skriniar. Bă, unde-s băieții? Da, este și băiatul ăsta care din păcate de-abia ce s-a transferat la Everton. Everton a fost mai șmecher ca mine. Polonezul ăsta are iarăși potențial 85. Am văzut că nu prea are accelerație, dar damn, oricum are potențial mare. LVD, desigur, s-a transferat la Wolfsburg. Iarăși ar avea potențial de evoluat, uite, și eu mă grăbesc și mă încurc. Da, din păcate Konate iarăși ar fi fost interesant, dar a fost vândut, ăsta e împrumutat. Demiral nu vor să vândă decât dacă plătesc direct release clause-ul, care sunt un picuț mare, mai mult l-aș vedea la un păstă un jucător de 15 milioane, să zic așa. Tomori, desigur, hai să încercăm să negociăm cu Tomori, îmi place că este și de naționalitate britanică, încercăm cu el să vedem dacă reușim așa o schemă, chiar dacă n-am absolut nici o idee ce să le ofer sau care ar fi valoarea jucătorului. Cum zic, ne închidem ochii și sperăm să reușim să facem un miracol. Hai să vedem aici wingers. Vi-l pot da pe Aarons. O idee foarte bună e dacă aș reuși să dau un jucător la schimb, că prin jucătorul ăsta la schimb, știi, mi-ar și arăta băieții cam care e, să zic așa. Ia uite, 17, aleu, și cred că ar fi vrut mai mult, dar nu am eu bani acolo. Cred că ar fi vrut ei mai mult de suma asta, numai că nu am eu suficienți bani. Hai să dăm 13. Dau 13 bulane pe el, hai, dau 12. 17.400. Mult. 13. 17.400, zice Lampard că e prețul, e the price. Eu mai încerc 14. Aveți nevoie de puțin timp de gândire, fie. Între timp, 14 milioane pentru Tomori, care totodată a și primit cardul la Schmecker, știi, de viitor. Din aer nu înțeleg cum încă în joc are potențial de 84 de evoluare, chiar dacă are 24 de ani. După logistica jocului, jucătorul după 22 de ani, chiar 23, nu mai evoluează, știi, că așa e logica FIFA. Dar asta încă continuă, deci bravo lui. Hai să vedem aici, l-aș putea oferi pe cine să-l ofer? Pe Gibson! Nu-l vreți voi pe Gibson? Nu, aveți nevoie de atacanți care, nu știu, l-am pe ăsta unul la mână? Nu, poate vi l-ar trebui pe Carroll, dar Carroll cât de cât e un 6 milioane și ceva nu l-aș da. Aarons? Ok. Wow, 20 de milioane! Bro, ho. Mă transform în Moș Crăciun aici. Eu așa mai degrabă leau pe Tomori, băi. Mult, foarte mult. Foarte mult, nu ne vom putea înțelege. Asta este, încheiem transmisiunea. Nu-i bun. Rest, unde-s ceilalți? Socratis, Ache, poate și Ache ar mere și el parcă evoluează cât de cât. Conate, am zis că nu, ăla nu, Denayer, ăsta trebuie să plătesc risk clause-ul, ăștia doi. Da, acum mi s-au dat păstă cap ăștia iară.
Stai să vedem, mai am pus oare aici jucător de ăștia ce vorează. Trebuie să continuăm cu Tomori, înseamnă că să vedem dacă reușim să ne înțelegem asupra unui preț și ar fi fost poate și asta. Ok, hai să revenim atunci, o să fie Tomori, o să aștept desigur oferta lor. Totodată am să încerc să negociez și cu Ake, să vedem că și el ar trebui să fie cea șmecherie pe vampirie, știi cum zic, șmecherie pe basculă. Hai să vedem, Ake care totodată are și un potențial destul de bun, cred eu că, dar totodată în realitate pot să zic că Ake ăsta a făcut el ce a făcut și cel puțin și în ultimul team este cotat foarte fain, e un jucător foarte bun, are agility, are așa acele movements-uri, acele mișcări care chiar îl ajută, are viteze, este destul de înalt, e interesant așa, deci îl ofer pe Fernandez care a evoluat la 8,5 milioane, ei mai vor 13, să vedem dacă vă dau 11 plus băiatul ăla, moșul ăla, ăsta ar fi pe undeva pe la 19.500.000. 13.700, cred că 12 ar fi suma corectă. Da, într-adevăr, asta a fost suma corectă. Și atunci Tomori, nu știu ce să zic, că m-am înțeles cu Ake și îl dau și pe bătrânelul ăla. Poate trebuie să-l ofer pe bătrânel pentru Tomori, știi, și atunci făceam treabă. Da, asta este, hai să vedem, crucial, 4 ani, super. Ake mi se pare cel puțin în realitate, deci în realitate chiar mi se pare jucătorul care cel puțin a fost inspirat și a făcut un transfer foarte, foarte bine gândit la cei de la Bournemouth, unde chiar a jucat, unde chiar a impresionat și din nou a tras atenția multor cluburi acest jucător și chiar cred că se va transfera și în realitate la un club mai bun. Sunt curios la care. Dar până atunci, desigur, vine la Newcastle. Și zic eu că este omul de care am avut nevoie. Am scăpat și de jucătorul celălalt, care oricum n-au venit nici ofertă pe el. Deci bine că scăpăm de unul și ia uite, vine unul mai șmecher-ștecher. Deci, Ake. Hai să dăm o Ake cu, să facem așa o comparație cu ceilalți. Fabian Scar, într-adevăr, este un pic mai bun Ake acolo din perspectiva defendingului, mai ales la defensive awareness. Este și mai rapid, 75 accelerație, tot. Oi, băi, Fabian Scar, ai competiție. Dar dacă ar fi să mă gândesc așa, ar fi mai bun Ake în locul lui Fabian Scar, share, mă rog. Agility, balance, accelerație, însă și stats-urile de apărător. Mă cam tentează. Am decât Boateng, nu știu dacă poate la viteză, dar nu. Ia uite că se țin amândoi destul de bine. Ok, deci, hai că-l punem pe Ake. Asta nu mai joci pe alte poziții, nu. Ake, nici tu. Da, fii uite, Ake e titular și atunci Fabian Scar o să fie rezervă. Păcat, într-un fel, dar las că ne vom folosi de el, mai mult ca sigur. Penalti, 72 are ăla. 65. Serios, o să trebuie să dăm penaltiurile cu Ricci, care totodată s-ar putea să se transfere, să plece de la noi. Ok. Da, bun, hai, ne-am oprit aici, din păcate, cu Tomori, nu știu exact, adică într-un fel poate că mai am, nu mai am. Ar trebui să vând ceva, să-l cumpăr pe Tomori. Stai să punem așa banii. Baia că poate așa, dacă tragem toți banii deodată, dar n-are rost. Da, cât de cât e mai ok. Acum îl avem pe Kep cu Boateng, Fabian Scar ca rezervă, dar oricum o să jonglez cumva în acești jucători, știi, că odată joacă Ake, odată joacă Fabian Scar și așa mai departe. Ricci m-am înțeles cu echipă cu el și s-ar putea ca în episodul viitor să vedem de un nou LB, că practic na, mi-a oferit o sumă care și mie mi se pare corectă și da, cam mai e. Totodată, uite, Ricci este și golgheterul nostru pe moment. 2 goluri, locul 3, Ricci, știi cum zic? Da, interesant, dar asta vom vedea în episodul viitor. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod. Nu uitați de like și subscribe. Numai bine, pa, pa!